Zdreanță, de Tudor Arghezi. L-ați văzut cumva pe Zdreanță, cel cu ochii de faianță? E un câine zdrențuros, de flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice, ca să-l tot împiedice. Ferfenițele atârnă și pe ochi, pe nara cârnă, și se încurcă și descurcă, parcă-i scos din câlți pe furcă. Are însă o ureche de pungaș fără pereche, de târcoale la coteț, ciufulit și așa lăieț. Așteptând un ceas și două, o găină săse ouă, care cântă cot-codace, proaspăt oul când și-l face. De când e în gospodărie, multe a învățat și știe, și pe brânci, târâși, grăpiși, se strecoară pe furiș, pune laba, ia cu botul și înghite oul cu totul. Unde-i oul? A întrebat gospodina. L-am mâncat. Stai nițel că te dezvăț, fără mătură și băț, te învață mama minte. Și i-a dat un ou fierbinte. Dar de cum l-a îmbucat, Zdreanță l-a și lepădat și-a înjurat cu un lătrat. Când se uită la găină, cu culcușul lui vecina, zice Zdreanță în gândul lui, s-a făcut a dracului.